Amatia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Ioadan din Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată lui. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. În Matei, capitolul 5, versetul 8, scrie așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și acum eu vreau să fac un test inimii mele să văd dacă e curată. Primul test e testul vorbirii, căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul care are inimă curată o să aibă o vorbă curată, vocabular curat. Testul fidelității conjugale. Abimelec se dezvinovățește înaintea lui Dumnezeu, Genesa 20:5. Și spune: Doamne, dar eu am lucrat cu inimă curată. Și Dumnezeu în versetul 6 îi spune: știu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am ferit să păcătuiești. Pe omul care are inima curată și Dumnezeu îl păzește de păcat. Ca să nu mai intrăm în Matei 5:28 în detalii. Oricine se uită la o femeie ca să o poftească, o și păcătuit cu ea. Punem testul slujirii. Iehu merge în goana calului, înconjurat de carele care erau pe lângă el. Și în goana lui îl zărește pe Ioanadab, fiul lui Recab, din Împărați 2, capitolul 10, cu versetul 15. Frânează carul și îl întreabă: Ioanadab, inima ta e tot atât de curată cum e și inima mea? Și ăla de jos, din colț, uită, este Iehu. Dacă este, dă mâna, vină cu mine în car și ai să vezi tu râmna care om meu pentru Domnul. Cei cu inima curată pot sluji împreună, în cap în același car. Doi dirijori, doi prezbiteri, doi proroci, numai să avem inima curată. Amen. Dar nu vorbesc de inima curată. Azi noapte m-am trezit de câteva ori, m-am rugat, știu că vin la Betania, s-a două oară când vin aici, știu că aveți învățători de excepție și am spus: Doamne, totuși ce ar trebui să vorbesc la Betania? Și Duhul Domnului mi-a adus aminte un verset din care recent am avut câteva meditații. De Amatia, care a făcut ce-i plăcut înaintea lui Dumnezeu, dar cu o inimă care nu era toată dată lui Dumnezeu. Și aș vrea câteva gânduri să am despre inima împărțită. Că s-ar putea unii din voi să aveți inimă curată multă, multă. Numai un pic să nu fie curată. Să aveți în inima voastră dată Domnului mult, numai puțin să nu fie dată Domnului. Inima împărțită. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre inima aceasta, că Amatia, nu știu care era proporția, nu știu, poate avea foarte mult din inima lui dată lui Dumnezeu, un pic. Vineri am fost la Luncan, de aici mi-a venit gândul și printr-un vas autentic a spus: vreau să scoateți punctele negre din inima voastră. Poate ai numai un punct negru, inima e albă, numai un punct negru. No, dacă ne-ar opera Domnul pe inimă în ziua de azi, să ne ajute să scotem și punctul ăla negru, ar fi tare bine. Amatia, cu inima lui bună, a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Dar cu punctul ăla negru, o lua Dumnezeu din Seir și s-a închinat lor. Cu inima aia bună, o ascultat glasul profetic și o despărțit armata, i-o fugărit acasă pe izraeliți, o rămas numai cu seminția lui Iuda. Dar cu punctul ăla negru, l-o apostrofat pe un alt proroc: cine te-a pus, măi sfătuitor? Pleacă de aici.
Deci cu inima aia albă mare face bine, cu punctul ăla negru face rău. Eu am încercat, nu cunosc medicină, am înțeles că cardiologii ăștia spun că inima e împărțită în patru, așa, patru camere. Două atrii, două ventriculi legate printre ele, cu supape, cu... Asta e inima, anatomic vorbind, așa. Dar inima omului dinăuntru trebuie să fie dată în totalitate lui Dumnezeu. Să-L slujim pe Dumnezeu din toată inima. Eu am încercat să definez câteva domenii, să văd inima mea e împărțită sau e toată Domnului. Și am luat domeniul preocupărilor, a intereselor, că preocupările sunt dictate de interesele care le avem. În ce privesc preocupările noastre? Matei 6:33 așează doar ordinea priorităților. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea, care ne mai trebuie nouă, că ne trebuie, Dumnezeu ne le dă pe deasupra. Noi nu putem neglija obligațiile care le avem în familie, să vorbim aici. Nici cele duhovnicești, nici cele pământești. Că neglijarea familiei e un păcat similar cu lepădarea de credință, spunea Pavelul Timotei. Cine nu îngrijește de-a lui, e mai rău ca un necredincios, e lepădat. Dar vine Scriptura și așează doar prioritățile. Bătălia aici se dă pentru expresia mai întâi. Mai întâi pentru Domnul. Numărul 18:29, când se aduc daruri pentru leviți, spune acolo, mai întâi să aduci darul pentru Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Vine Abner și face o propunere lui David. Eu strâng tot Israelul, ne întâlnim la Hebron și te așez împărat peste tot Israelul. Și David avea o restanță față de nevastă sa Mical. Împărat 3:13-2. Și spune, da, sunt de acord, dar mai întâi să mi-o aduci pe nevastă mea. Că mai întâi e familia, după aceea e slujirea, după aceea e împărăția, pastorația, prorocia, cântarea, misiunea. Mai întâi să nu ai restanță în familie. Așezăm corect prioritățile. Pentru asta trebuie să credem cuvântul lui Dumnezeu. Așa rezolvăm. Era o secetă cumplită. S-a terminat mâncarea din Israel, o secat și pârâul de unde bea apă Ilie și-i trimis în Sarepta Sidonul, la o văduvă. Ajunge Ilie acolo, vede o văduvă, o bătrână, strângeau un braț de vreascuri. Oameni buni, era foame de acolo. Și spune, auzi, dă-mi, te rog, puțin apă, adă-mi și o turtă. Și femeia asta a zis că viu este Domnul. O văzut că probabil că ăsta e evreu. N-am decât un pumn de făină și un pic de unt de lemn. Mă duc acasă cu lemnele astea, fac o turtă, mâncăm și murim. Și Ilie spune, bun, fă așa cum ai spus, dar adă mai întâi mie. Eu mult m-am gândit la femeia asta. Măi, să ai numai o turtă, care să o dai copilului care e născut din tine, vine un străin și spune, da, turta, dă-mi mai întâi mie. Dar eu mai spus ceva, că viu este Domnul. Nu se va termina făina, nici un de lemn până nu va da Domnul ploaie pe pământ. Știți că așa a fost? La urmă spune femeia, acum văd că-ți cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Dar mai întâi, asta e prioritate. Ca să așezăm corect prioritățile în viață, trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Oameni buni, frații mei, Dumnezeu n-a rămas dator nimănuia și Dumnezeu împlinește făgăduințele care le-a făcut. În al doilea rând, trebuie să ne mulțumim cu starea în care suntem. Filipeni 4:11, m-am deprins să fiu mulțumit. Este un duc de nemulțumire acum, cum nu a fost cred că niciodată.
Eu am prins vremea înainte de a fi colectivizarea în România, am prins vremea cu colectivul și Ceaușescu, am prins după asta. Când eram copil mic, nu era curent electric în sat și văd ce e acum în sat. Dar duhul ăsta de nemulțumire îi atâta de mare și îl supără pe Dumnezeu. Fraților, dincolo de bucata de pâine, eu vreau să mulțumim azi Domnul că în România este pace. Recent am venit din Ucraina, de la Cernăuț. Noi mai facem drumuri încolo. Stam la masă cu un băiat de 25 de ani. Mă, băiete, ești însurat? Nu, fratele. Ce nu te însori, mă, dacă ai 25 de ani? Frate, dragul, eu am 2 ani de când am ieșit din casă. Încă nu ne-o luat după evidență, dar sunt echipe de militari că Ucraina are nevoie de soldați. Și te ia de pe stradă, te pune în mașină și te duce pe front. Eu acum am venit că-i post, aveau, frate, 3 zile de post necurmat. Și mi-am permis și am ieșit și am spus, Doamne, păzește-mă Tu până la adunare. Și acum era 3-a zi de post, luam masa împreună, m-a uitat la el, un băiat tânăr, frumos, pregătit. Și spune, am riscat să ies din casă. Nu-i mai bine la Arad? Amin. Suntem mulțumiți de felul în care lucrează Dumnezeu? Amin. Dumnezeu să ne dea mulțumirea asta. Amin. Fratele Gerasim Ilie de la Ozornuie, care acum e păstor la Harkov, am vorbit mult cu el, îmi povestea, ieșeau surorile de la adunare, așa cum ieșiți voi îndată. Și un obuz a omorât 5 femei pe stradă. Frate Dragoș, eu le-am îngropat. Și multe alte, dar nu despre asta vorbim. Vorbim de ceea ce spunea Apostolul Pavel, Filipeni 4 cu 11. Eu m-am deprins să fiu mulțumit în starea în care mă găsesc. E lucru mare. Să ne dea Domnul priceperea asta și nouă. Ca să așezăm corect prioritățile în viață, trebuie să avem o perspectivă corectă asupra lucrurilor acestora. Că Petru spunea în a doua epistolă, capitolul 3, că va veni o vreme când cerurile vor trece cu trosnete, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Și dacă va arde Aradul într-o zi și firma ta și conturile tale și mașinile tale, atunci nu-i mai înțelept să cauți mai întâi împărăția? Că împărăția asta rămâne veșnică. Matei 6:33 așează doar prioritățile. Dar eu vorbesc acum de inima împărțită. Și în inima noastră sunt iubiri care se exclud. Eu trebuie să-L iubesc pe Domnul Dumnezeu din toată inima mea. Iar Ioan vine în epistolă 2:15, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Că tot ce este în lume, pofta ochilor, pofta firii pământești, laudăroșia vieții, nu sunt de la Tatăl, sunt din lume. Lumea, pofta ei trece, ce ne face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Deci acum inima se poate împărți între iubirea față de Dumnezeu și iubirea față de lume. Că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, Matei 6:24, da? Nu puteți sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Eu m-am gândit la versetul ăsta când întrebând odată pe o soră ce face soțul, ce se facă? Slujește lui Mamona, adică îi dus la serviciu. Și atunci m-am gândit, dar merge la serviciu, îi slujești lui Mamona? Eu am peste 40 ceva de ani de când lucrez cu carte de muncă, plătesc dările, tăte, eu geanta dimineață, 35 de ani am fost ceferist, cum când m-am dus la lucru să am grijă de nevastă și copii, eu l-am slujit pe Mamona? Eu cred că aici slujirea la Mamona nu se referă la lucru care îl facem noi, că toată Biblia încurajează hărnicia și munca. Pavel îi spunea în Tesaloniceni, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Eu cred că aici e vorba de implicarea sentimentală, de iubire. Că Domnul spune, nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, că sau va iubi pe unul și va urî pe celălalt.
1 Timotei 6:10, căci iubirea de bani îi rădăcina tuturor relelor. Deci problema de iubire în inima mea să fie iubire pentru Domnul și nu pentru lumea aceasta. Mergeți de mâini iarăși la lucru. Copiii, puneți mâna, învățați, faceți școală, învățați carte. Nicăieri nu scrie că dacă ești pocăit, e să mături păr de câini prin Europa. Nu, nu, nu. Duceți-vă medici, duceți-vă ingineri, duceți-vă contabil. Veți fi cap și nu coadă. Dar iubirea e pentru Domnul. Dacă cineva are inima împărțită, vine Iacob 4:8 și ne spune nouă la toți: curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Haideți să verificăm în ce privește preocuparea noastră, interesul, care interesul nostru, preocupările și iubirea noastră pentru Dumnezeu sau pentru lume. Nu luați parte, Efeseni 5:11, deloc la lucrări neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă osândiți-le pe față. Dumnezeu să ne dea multă, multă, multă pocăință, frații mei. Mă gândeam la un alt domeniu, la domeniul plăcerilor noastre. În Isaia 11:3, despre odrasla care trebuia să se nască, spunea că plăcerea lui va fi frica de Domnul. Asta e o plăcere. În cavitatea aia a inimii, în domeniul ăsta al plăcerilor, plăcerea mea este frica de Domnul. În Evrei 11:25 spune că Moise n-a vrut să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. Și iată că inima ta e asediată. E asediată de plăcerea pentru Domnul, care e frica de Domnul. Psalmul 1, ci își găsește plăcerea în legea lui și cugetă ziua și noaptea la legea lui. Sau plăcerile de o clipă ale păcatului. Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10:3, măcar că trăim în firea pământească, noi trăim în firea pământească. Firea pământească îți cere tributul, are vruturile ei, are plăcerile ei. Dar iată că plăcerile acestea se exclud. Nu pot în același timp să-L iubesc pe Dumnezeu din toată inima, dar să iubesc și plăcerile de o clipă ale păcatului. Psalmul 68 vorbește de celor care le plac arginții, altor la care le place violența și sunt multe plăceri, dar nu intru în detalii, mai degrabă vrem să ne rugăm. Frații mei, am luat domeniul preocupărilor. Inima împărțită, o împărțim în iubirea noastră, îl iubim și pe Domnul, dar iubim și lumea asta. Nu se poate. De lucrul ăsta trebuie să ne curățăm, să ne spălăm și Doamne ajute la aceasta. În ce privește plăcerea noastră, fără să intru în detalii, îi plăcere care e frica de Domnul, începutul înțelepciunii, recomandată și răsplătită și tot felul de plăceri păcătoase din lumea aceasta. În ce privește, știu, așteptarea noastră, dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Care sunt așteptările noastre? Câteodată din cauza copacilor nu vedem pădurea, oameni buni. Avem atâtea așteptări, atâta ne fărâmățăm inima noastră în atâtea bucățele. Aștept și asta, aștept și asta, aștept și asta. Dar noi trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Astea să devanseze toate celelalte așteptări și Dumnezeu să ne ajute. Și ultim domeniu cu care voi încheia predica. E domeniul rugăciune a dorințelor noastre, că și aici inima poate fi împărțită. Spune 1 Ioan 3:21, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Da, dacă ne osândește inima. Da, dacă ne osândește. Urmează o rugăciune pentru cei bolnavi, fraților. Eu trebuie să vin în rugăciunea asta cu îndrăzneală. Și am versete care îmi dau îndrăzneala. Am versete care îmi provoacă îndrăzneala aceasta. Dar lângă îndrăzneala aceasta vine osândirea.
Eu îl recunosc pe Dumnezeu, depindem de El, mă plec cu fața la pământ, Doamne, am nevoie de Tine, vindecă soția, dăm pâine, ai milă de copii, pune îngerii Tăi. Eu mă rog, Domnul, mă rog pentru cei care sunt bolnavi, îndată se vor face rugăciuni pentru cei bolnavi. Dar odată cu îndrăzneala, vine și osândirea. Căci omul are în mintea lui pus un tribunal. În Roman 2:15, gândurile noastre care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Avem o conștiință pe care ne-o dat-o Dumnezeu. Și când vin în rugăciune, vine și conștiința mea cu mine. Și atunci ce facem, fraților? Pe lângă îndrăzneala asta, că cel neprihănit, Proverbii 28:1, îndrăznește ca un leu tânăr. Dar ce facem cu osândirea? Și inima mea de multe ori este împărțită între îndrăzneală și osândire. Am versete. Iată ce dragoste ne-a arătat Tatăl, 1 Ioan 3:1, să renumim copiii Lui. Noi mergem la Dumnezeu ca la un tată. Domnul Iisus spunea, nu vă mai numesc rob, voi sunteți prietenii mei. Noi suntem frații Domnului, El e cel întâi născut dintre mai mulți frați. Asta ne dă îndrăzneală? Domnul spunea, încă n-ați cerut nimic în numele meu, cereți și veți căpăta. Ne dă îndrăzneală? Psalmul 65, versetul 2, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Asta ne dă îndrăzneală? Ne dă îndrăzneală. Dar ce facem cu osândirea? Că pe lângă, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Eu sunt slujitor. Și mi s-a întâmplat soția aici. M-am certat cu nevasta, nu ne certăm. Când la un copil, vezi că ești prea, ei mai polițistă decât mine în casă. Copiii de la mine, dacă vor să obțină o deslegare, la mine vin, că de la ea nu-i chip. Și da, am personalitate și eu știu să vorbesc și ea știe, noroc că nu predică. Și am avut așa un schimb viu de vorbe, cum spunea apostolii. Și nu m-am terminat și mă sună cineva, frate Dragoș, am copilul ăsta, face o febră, vină, te rog, fă-i ungerea cu un de lemn. Eu mă duc cu îndrăzneala, dar mă duc și cu osândirea. Eu sticluța în buzunar, eu ochelare și Biblia și trebuie să mă duc la ungeri. Ce fac? Vouă vi s-a întâmplat odată să aveți nevoie să mergeți în rugăciune și să vă muște conștiința? Vi s-a întâmplat odată? O, cred că eu singur, cel mai păcătos de aici. Ce faci? Vorba românul, drege busuiocul. Măi, nevastă, să vezi, na, așa suntem noi oameni, mai e firea pe dinainte, că nu pot să mă duc certat, eu nu mă duc certat la slujbă și nu mă duc mânios la rugăciune, că osândirea e mai mare atunci, aproape nu mai este îndrăzneală deloc și inima e prea împărțit atunci. Ei, îmi cer iertare, mă umilesc, promisiuni, capăt eliberare, eu sticluța și mă duc și mă rog. Cum scăpăm noi de osândirea asta a inimii? În primul rând, prima recomandare, hai, frații mei, să trăim o viață curată. Trăim o viață curată. Vine Isaia la Ezechia, spune, pune casa în rânduială, vei muri și nu vei mai trăi. Se întoarce Ezechia cu fața la perete, Isaia 38:3, și spune, adu-ți aminte că în timpul vieții mele am trăit cu credincioșie și cu inimă curată. Și se pare că argumentul ăsta l-a convins pe Dumnezeu. Îi spune fiul lui Amoț, du-te și spune că încă 15 ani. Dar au avut un argument. Parcă fratele Liviu povestea odată că o soră din tânără din Ițăcani, de condiții modeste, așa material, a fost chemată de o prietenă la Viena. Tu vine, lucrezi vreo 2 luni, stai la mine, ai și tu niște bani, că da, ești fată și ai nevoie de bani. Vii cu Eurofratelul, cu autocarul, ăla e autocarul unor frați. Cobori în Viena, eu te aștept. Ea se duce în Viena, bucuroasă, ajunge acolo, coboară, nu așteaptă nimeni. Na, se impacientează, dar mai stăm, poate vine. Și stă o oră, și stă două. Vine în serarea,
ea limba germană nu știe, bani nu are, la telefon nu-i răspunde nimeni. Și spunea fata asta, m-am dus, m-am lipit cu capul de zid și am vrut să mă rog ca Ezechia. Și am apucat a spune, Doamne, adu-ți aminte? Și după ce au spus expresia asta și-au adus aminte, că ea nu prea asculta de părinți. Asta i-a venit în conștiință, că i-a trântit ușa lui mama și lui tata în față. S-au adus aminte că nu venea îmbrăcată decent la adunare și frații mai atrăgeau atenția. S-au adus aminte că mai vorbea de rău pe fetele de la cor, pe toate. O lipit cu capul de zidul cu am plâns până n-am mai putut de plâns. Asta îmi spunea mie conștiința. De unde îndrăzneală când e mai mare osândirea? De aceea recomandarea mea, nu a mea, e Scriptură. Hai, frații mei, să trăim o viață curată în fiecare clipă. Nu știm când vine necazul, nu știm când vine nevoia, nu știm când trebuie să-i spun ca Ezechia, Doamne, adu-ți aminte. Atunci să dispară condamnarea, să fie numai îndrăzneala celui neprihănit. În al doilea rând, nu suntem îngeri căzuți din cer, veniți din cer, nu suntem arhangeri, suntem oameni, fraților. Toți greșim în multe feluri, spune Iacob, și greșim și recunoaștem. Acum suntem la o rugăciune, ne rugăm pentru cei bolnavi. Vine îndrăzneala, vine și osândirea. Avem ce regreta. A doua recomandare este, haideți să ne curățim cugetele noastre, sufletele noastre. Acum, aici, sunt metode pe care Dumnezeu le lasă astăzi aici, ca să ne putem curăți. Că spune în Proverbii 28:13, cine ascunde fără de legea, nu o propășește. Dar cine o mărturisește și se lasă de ea, capătă îndurare. Știți ce? Cred că mărturisirea e cel mai rapid și eficace mijloc de curățire. Sunt și altele. 1 Petru 1:22, ca unii care prin ascultarea de adevăr v-ați curățit sufletele. 1 Ioan capitolul 1, versetul 6-7. Dacă ne mărturisim păcatele, credincios și drept ca să ne ierte, sângele Lui ne curățește de orice păcat. Sunt mai multe metode de curățire. Mărturisirea e una foarte eficientă. În momentul în care te mărturisești, dar mărturisirea asta nu e o obligație bisericească. Noi o practicăm, avem mărturisirile aproape obligatoriu, când suntem la botezul în apă, când suntem la căsătorii, când la ungeri cu un de lemn, la stăruinți, recomandăm așa un pic mai accentuat mărturisirea. Dar noi nu cerem, nu sălim, nu cerșim mărturisirile, că nu ne interesează păcatele dumneavoastră. Dar cel care face asta îi Duhul Sfânt. 1 Ioan 1:6 spune, dar dacă umblăm în lumină după cum El însăși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Când ne mărturisim, când umblăm în lumină, dar dacă umblăm în lumină, avem de ce ne mărturisim? Parcă fratele Macoviciuc, parcă el povestea odată, a fost chemat la o nuntă, s-a îmbrăcat așa cu ținutul frumos, când merge la nuntă, cu un costum negru, dar acolo un prieten de-a lui care era morar a spus, hai întâi să-ți arăt ce moară am făcut eu, măi, eu merg la nuntă, nu pui mâna pe nimic. Și nu m-au trecut de moară dintr-un capăt până celălalt, când a ieșit tot avea făina albă pe dânsul. Oameni buni, noi trăim într-o lume stricată, murdară, pervertită. Numai trecem prin Arad dimineața și se agață de noi tot felul de scame și de murdării. Dar Duhul Sfânt este acela care ne face conștiență. Și aici e vorba de sensibilitatea cugetului nostru. Că odată pe o basculă, pe un cântar mare care se cântăreau camioanele, s-a suit un evanghelist și i-a spus la celălalt, vezi câte kilograme am? Și el a spus, dar suite pe cântar. A spus, dar m-am suit. Numai că el avea 50 de kilograme și cântarul nu o lua în considerare 50 de kilograme. Că sunt cântare ce cântăresc camioane și sunt cântare de farmacie. Unul e foarte sensibil la ce îi spune Duhul Sfânt. E foarte sensibil. Altul e nepăsător.
i s-a învățat cugetul așa cu stări păcătoase. Doresc ca Duhul Sfânt să ne facă sensibil. Amin. Și dacă Duhul Sfânt ne spune că avem un păcat, noi avem două variante. Să spunem că nu-i drept. Sau să ne mărturisim păcatul. Ioan spune, dacă zicem că n-avem păcat, îl facem mincinos. Pe cine îl facem mincinos? Pe Duhul Sfânt care ne spune că avem păcat. De aceea, înainte de rugăciunea aceasta, facem o rugăciune de mărturisire. Vă știți bine, vă cunoașteți, vă știți împărțirea inimii, cât e pentru Domnul, cât e pentru lume, nu mai repet predica, da? Facem o mărturisire înaintea lui Dumnezeu, câtă vreme am tăcut, mi se zdrobea oasele de gemetele mele necurmate. Și dacă e nevoie, ne mărturisim și oamenilor. Întotdeauna la Dumnezeu și câteodată oamenilor. Când ne mărturisim oamenilor? Când, măcar că ne-am mărturisit lui Dumnezeu, avem o legătură păcătoasă de care nu putem scăpa. Atunci chem un frate, îi mărturisesc păcatul. Eu când mărturisesc păcatul, ușa mea e încuiată. Păi nu știți ce am eu în inima mea. Numai dacă vă descoperă Domnul. În momentul când eu mărturisesc păcatul, eu îmi deschid ușa. Frate, vei uite un pic ce e în inima mea. El se roagă pentru mine, trebuie să aibă putere de eliberare prin Duhul, trebuie să mă urmărească. Duminică mă ia pe după cap, eliminal ca mine, și spune, drăgușel, cum e coțeia? Eu numai de rușine când mă întâlnesc cu el nu mai fac. Că ăla care primește mărturisirea, îi medicul tău de familie, îți dă un tratament, te întreabă, te consultă, te urmărește. Eu primesc multe telefoane, frate Dragoș, poți să fac o mărturisire, de unde ești, din Spania? Dar tu n-ai păstor acolo? Da, dar vreau să spun dumneavoastră. Nu-i chiar așa. Numai în moment slujitorul local se descalifică, atunci caută pe cineva. Eu am spus, măi, du-te la păstorul tău și te mărturisește. Eu îmi spune, frate, m-am mărturisit, i-am spus tot ce am avut pe inimă. Și a doua zi m-am întâlnit în magazin cu nevastă mea, nevasta lui. Și spune, dar cum ți-o dat, măi, prin cap să faci așa ceva, măi? Apoi la ăla nu te mai mărturisești. Dar eu cred că aici sunt slujitori oamenii lui Dumnezeu. În momentul când te mărturisești, scap de povara, de durerea păcatului, de ce să te duci cu ea acasă? Psalmul 38, 18 versetul, mă doare de păcatul meu, dacă mai ai un cuget, o fărâmă din dragostea lui Dumnezeu și te mustră conștiința și porți durerea păcatului, de ce vrei să te duci cu ea înapoi acasă? Poți să o lași aici. Doamne ajută-ne în asta. Ești de sub zona de influență a unui duh. Eu am spus cândva că păcatele au în spate un duh. Sunt păcate care creează dependență. Fumatul, băutura, pornografia, drogurile, jocurile de noroc. Un duh îi ține legați pe oamenii ăștia. Eu merg la tine, spun, frate, scapă-mă, ajută-mă. Și dacă doi se învoiesc, le va fi dat lucrul acela. Mai este problema rușinii. Eu mi-am propus așa, am trecut prin experiențele astea. Eu sunt din Suceava, din Bucovina. Dacă aș găsi un păstor, un om cum se cade așa pe la Caransebeș, pe la Craiova, să mă mărturisesc, să-i spun tot, închid ochii cu curaj așa și rușine, îi spun totul și să nu-l mai văd în viața mea. Să moară 20, spune fratele. Când am făcut mărturisirea, am luat un coleg de servici. Lucram de 20 de ani împreună, păstor și proroc. Și un alt frate. Și am început să le spun, frate, eu văd în inima mea asta nu-i bun. Rar am văzut oameni să plângă ca oamenii aceia doi. Și m-a întrebat, frate Dragoș, dar asta ai făcut? Mă, n-am făcut, dar m-am gândit. Mă, dar asta ai făcut? N-am făcut-o. Și am văzut că mărturisirea are efect. Apare rușinea, că un frate are o vedenie, venind la adunare, îl vede pe diavolul la ușă și indignatul îi spune, dar tu ce cauți aici? Am venit să le dau la pocăiți ce le-am luat. Cum adică să le dai ce le-am luat? Da, le-am luat rușinea și i-am făcut să păcătuiască.
Și acum îi dau rușinea ca să nu se mărturisească. La Betel Arad odată am primit un bilet, că era o sesiune de întrebări și, frate Dragoș, ma tale, ai primit atâtea mărturisiri, n-ai o desconsiderare pentru acela care îți spune atâtea lucruri? Am spus, nu, nu. Am mai degrabă un dispreț pentru ăla care trăiește în păcat și nu li spune și îi place acolo. Pentru ăla care vine să mărturisește, eu îl văd ca un biruitor. Ăla îl văd ca pe un om care vrea să scape, vrea să se elibereze. Doamne ajută! Doamne ajută. În momentul când ne-am mărturisit, avem șansa unui nou început. Doamne, până aici, îmi iau hotărâri noi. Cum scăpăm de osândire? Trăim o viață frumoasă. Cum scăpăm de osândire? Ne mărturisim păcatele. Cum scăpăm de osândire? Ne luăm hotărâri noi. În Israelul vechi, acum ia închei predica, s-o prăznui Paștele, Cronici, capitolul 30. Dar se uită împăratul peste popor și nu era curat. Se uită la leviți și preoți și nu erau curați. Și au spus, nu, în prima lună, în ziua 14-a, nu putem, în luna a doua. Și mai trece o lună și poporul se sfințește și se uită împărat și tot nu erau curați. Și au spus, ce facem? Măi, eu mă rog ca Domnul să ne ierte și luăm hotărâri de pocăință. Și-o prăznui Paștere, Dumnezeu le-a dat o mare bucurie, a fost cu ei, dar în capitolul 31 din Cronii spune, fiecare când s-a dus în cetatea lui, a împlinit juruințele făcute. O dărâmat altarele lui Baal, stâlpii, idolești, a luat Astarteia. Dacă ai o problemă cu cineva, nu-i aici ca să te împaci. Ia o hotărâre tare în inima ta și Dumnezeu se uită la hotărârea ta și ține-o. Doamne ajută-ne la asta. În încheiere vreau să vă spun că Amația, un om care a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, a slujit cu o inimă care nu era toată a Domnului. Cred că e fotografia în oglindă a unora din noi. Noi îl iubim pe Dumnezeu, slujim lui Dumnezeu, ceva nu-i pentru Domnul. Știi că acel ceva te duce la moarte? Că Amația nu a terminat bine domnia lui. Aș vrea ca astăzi să-l slujim din toată inima pe Dumnezeu. Și în ultimul domeniu, că aici am insistat, când inima ne-e împărțită între îndrăzneală și osândire, încercăm să scăpăm de osândire. Vreți asta? Amin. De unde căpătăm îndrăzneala? Era Petru și Ioan, doi pescari. Erau la mai mare norodul, spune în Fapte capitolul 4 acolo. Și când au văzut îndrăzneala lor, îi știau că sunt oameni necărturari și de rând și au priceput că umblaseră cu Iisus. Măi, când umbli cu Iisus, ai îndrăzneală, măi! Când ești prieten cu Iisus, când toată ziua vorbești cu El, când El în mintea și în inima ta, ai îndrăzneală la El. Am făcut armată la Timișoara. Am fost sluga unui colonel, singurul colonel de unitate, cu Academia Militară, secția Comando, făcută la Moscova. Tot regimentul tremura înaintea lui. Eu îi făceam curățări, îi făceam focul, îi ștergeam praful, îi lustruiam cizmele. În armată, nu-i ca la Arad, la adunarea generală. În armată spui, mă, să trăiți, am înțeles. Dacă vrei să spui, toarășul colonel, permite să raportez? Dar stai drept. Dacă îți permite, spune, da. El spunea, da. Îi spunea, să trăiți, îi spuneai. Dacă nu-ți permitea, pe ducei. Acum noi vorbim care, cum vrea, disciplinat, indisciplinat. Dar știți ce s-a întâmplat? După ce am stat câteva săptămâni cu el, el era om cu minte, mă dau, camarade, tu de unde ești? Din Suceava, dar ce școală ai? Dar ai părinți, trăiesc, dar mai ai... Am ajuns să ne obișnuim și am ajuns să ne împrietenim. Aproape că eram prieteni. Ba, auzeam prin regiment, odată un locotenent, nu știu, rus, că altul spune, lasă-vă că ăsta e omul lui Bena, colonelul. Dar nu eram, eram soldat. Dar mă duceam, mă spune, toași colonel, îmi dați-o permisie? Ai, vă rog, bă, ai, toași colonel, mă, dai, dacă vrei, poți să-mi dai. Ai, bă, că îți dau. Eram prieten cu colonelul.
Dar dacă ești prieten cu Domnul Iisus, oarecum îi, ați experimentat prietenia asta? Petru și Ioan umblau cu Iisus și asta i-a făcut să aibă îndrăzneală. Hai să umblăm cu Iisus. În Timotei 3:13 spune, cei care slujesc bine ca diacon capătă o mare îndrăzneală. Hai să slujim bine. Hai să trăim bine. Dumnezeu să ne ajute. Și îndrăzneala care o avem, 1 Ioan 5:14, dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. Avem îndrăzneala asta? Avem cereri după voia Lui Dumnezeu? Am vrea acum să facem cereri după voia Lui Dumnezeu. Când vor veni cei bolnavi, să creadă. Fraților care se roagă pentru cei bolnavi, să creadă. Scăpăm de osândire și rămânem cu îndrăzneala. Doamne ajută!